Da. Bun. Determinați măsurile unghiilor triunghiului ABC, cunoscând că... Deci, triunghiul ABC. Da, un triunghi, da? Da. Tot așa îl desenăm. Cunoscând că măsura lui A... A, B, C, da. Cunoscând că măsura lui A este egală cu 2 ori măsura lui B. De 2 ori măsura lui B. Și măsura lui C minus măsura lui B este egală cu 48 de grade. Să aflăm măsurile unghiurilor, nu? Da. Deci, ni se cere măsura lui A egal cu cine? Măsura lui B egal cu cine? Și măsura lui C egal cu... Noi nu sabem că măsura lui B este egală cu măsura lui A împărțit la 2. Așa, măsura lui B e jumătate din A, da? Deci de aici, spui tu. Da. De aici, măsura lui B, egal cu... Egal cu măsura lui A împărțit la 2. Măsura lui A. Și din a doua relație... Da, și din a doua relație, să vedem cu măsura lui B este egal cu măsura lui C minus 48 de grade. Măsura lui... C minus 48 de grade. B egal cu măsura lui C minus 48 de grade, da? Da. De aici. Deci de aici măsura lui B egal cu cât ai zis? Cu măsura lui C minus 48 de grade. Minus 48 de grade. Da? Și? Păi și o să vedem că măsura lui A, adică 2 ori M, 2 ori, de 2 ori măsura lui B, plus măsura lui B, plus măsura lui C, minus 48. Să iau ceva. Vreau să le pun pe toate în funcție de B. Păi dacă pe toate în funcție de B, chiar asta n-ai făcut. Înțelegi tu? Ai stricat ieșițiu. Că măsura lui A era dat în funcție de B. Da. Și trebuia să scoți pe C în funcție de B. Dar ai scos pe B în funcție de C. Asta e și eu. Mâna ta, dar eu... Am văzut că zis nimic? Mă uitam, zic, ce văd unde trebuie să ajungi. Când ți-ai format obiectivul să fie toate în funcție de B, ideea foarte bună. Dar du-te până la capăt. Așadar, ne place. Da. Zicem, măsura lui A egal cu măsura lui B, e perfect. Pentru că tu știi că suma măsurilor fac 180 de grade. Da. Teorema ce e important. Deci măsura lui A, hai să scriem teorema, plus măsura lui B, plus măsura lui C, egal cu 180 de grade, da? Da. Și cu măsura lui A, de 2 ori măsura lui B, o înlocuiești. Adică măsura de lui B. De 2 ori măsura lui B, plus măsura lui B, să rămână, nu? B o rămâne, plus măsura lui C. Și acum te duci repede după măsura lui C, din relația a doua. Plus măsura lui C e egal cu 180 grade. Păi cât e măsura lui C? Măsura lui C e 48 de grade plus măsura lui B. Așa, plus măsura lui C. Și apoi să ne cădoare lui B. Egal 180 de grade. Și acum ce spune? Plus 48 de grade plus măsura lui B. Păi câte măsuri de-a lui B sunt acum? Avem 4 măsuri de al lui B. Deci 4 măsuri de al lui B. Este egal cu 48 de grade. Da, egal cu 180. Da? Și avem că de 4 măsuri al lui B este egal cu 180 minus 48. Și o să avem că măsura lui B este egal cu 132 de grade împărțit la 2. De ce împărțit la 2? Împărțit la 4. Deci măsura B se rezultă că măsura lui B este egal cu 132 împărțit la 4 și egal cu 33 da? Și de aici rezultă că măsura 33 de grade, da? Da. De aici rezultă că măsura lui A este egal cu 66 de grade. Deci atunci măsura lui A
egal cu... Pe B ăla avem, măsura lui B avem acum. Cât este? 33. Da. AU e de două ori, da? 66 de grade. Și CU, măsura lui C? Și CU va fi 66 minus 48, adică 18 grade. 18 grade. Ia să vedem, fac împreună 180 de grade, așa cum am... 18 plus 66... Păi Dumnezeu, și eu asta am făcut. Păi calculează măsura unghiului C, calul meu. Pe măsura unghiului C este egal cu 48 de grade. Aaa, 48 de grade plus 33. Păi vezi, dar 48 plus 33. Și egal cu 81 de grade, nu astăzi pe grade. Egal cu 81 de grade. Vezi de ce ți-am spus? Hai să verificăm. Dacă tu lăsai la o lucrare 18 grade, și nu verificai, iar ce-a deci nu aveai posibilitatea să-ți descoperi greșeala. Deci vezi? Trebuie să corelăm tot timpul. Cum să fie 33, 66 și 18? Ce fel de trebuie este aceea? Deci vorba. Dar ce mai departe? 7. 7. Unghiul ABC. Da. Păi așteaptă puțin. Da. Între unghiul. Între unghiul ABC. Da. Măsura unghiului A este egală cu 56 de grade. 56 de grade. Iar măsura unghiului exterior triunghiului cu vârful în C. Adică... ACD. ACD. Așa se zicem, A. CD. Măsura lui ACD. Da. ACD. Măsura lui ACD este 139 de grade. 139? Da, de grade. 139 de grade. Să se determine măsura lui B. Facem și figura. Da. Deci, cum am făcut mai înainte, A, B, C, unghiul A îl știu cât este de 56 de grade, iar, o spus acolo, unghiul... 139. Care e unghiul, încă o dată? Exterior, ACD. Da. A, C... D. D. D înseamnă că... Dar așa e notat ACD? Da. Așa e scris? Nu, așa nu notat. Păi, acum mă interesează. Mă interesează. Am zis, noi ACD. Da. Dar ce spune autorul? Zice doar că într-un unghiul ABC, măsura unghiului A este de 56 de grade. Iar măsura unghiului exterior triunghiului cu vârful în C, cu vârful în C. Deci măsura atenție cu vârful în C, adică ăsta e unghiul exterior. Așa, așa da. Face de. Bun, bun, dar de ce am insistat acum pe enunț ca să știu la care vârf mă duc? Corect. Trebuia să prind, eu mă duceam și cu în partea asta, dacă nu spuneam. Și avea și cu vârful în B. Tot unghi exterior este. Da. Așadar, trebuie să avem foarte multă grijă ca să citim corect. Deci, unghiul acesta, cu da. Vârful în tate, este egal cu 139 de grade. 139 de grade. Bun, și o să avem acum că aflați măsura lui B. Cum faci? Păi măsura lui... Dacă știi exteriorul pe cer, știi? Da. Cât este? Este măsura 139, este egal cu 56 plus C. Bun, dar... Adică C e egal cu 139 minus 56. Cum să fie așa? Asta e la unghiul exterior, zice la domnul profesor. Cum zice? Că măsura unghiului exterior este egal cu măsura unghiilor nealăturate. Adică 56 și cu da. B-ul? Da, da. Dar eu te-am întrebat acum pe scurt. Cât este asta? Dacă știi exteriorul, cât este unghiul? Pe cât e mama unghiul ăla? B, C, D? Ce măsură are? Tocmai ce am zis. B, D are 180 grade. Sigur, e suplimentul. Suplimentul pe mama. 180 grade minus 139 e... 51. Nu, 41. 41, da? 41 de grade. Asta am vrut să spun. N-ar avea rost să mai prelungim discuția. 41. Și cât ar să fie B-ul acum? O să fie 100...
56 pe 41 de... Așa, deci 56 plus 41, 56 plus 41 face cât? 97. Atunci măsura lui B. Dar măsura lui B este egal cu 180 de grade, minus 97 de grade. 97 de grade, care este egal cu 83 de grade. 83 de grade. Da. Mergem mai departe, altă problemă. 8. Iruna, tu ești la comandă, continuu și tu rezolvi. Tu vorbești, eu scriu după tine, să știi. Să când scrii prostii, prostii spun. N-am ce faci. Zi. În triunghiul ABC, da, măsura lui B, așa, este egală cu 68 de grade. 68 de grade. Iar bisectoarea unghiului A, da, se intersectează în D. Asta cu BC, în D. Se intersectează în D cu latura BC. Am înțeles. Uite, am pus eu. Știind că măsura lui ADB ADB este ADB, asta de aici. Da, este egală cu 85 de grade. Deci e 85 de grade. Trebuie să determine măsura unghiului C și măsura unghiului A. Ale C și ale A. Hai. Fără să vedeți. Desenul. Deci, triunghiul ABC, măsura lui B cu 68 de grade. Da. A e bisectoarea lui... Unghiului A. A de bisectoarea unghiului A. A. Și mai știm că A de B... Unghiul A de B, da. Ca ADB, adică tot unghiul ăsta, adică... ADB, dacă am zis că ADB... E 85 de grade. Da. Și atunci o să avem, ne spune care e măsura unghiului C și care e măsura unghiului A. Păi, măsura unghiului... măsura unghiului A va fi egal cu 180 de grade minus 68 minus 85. Care unghi? BAD. A, asta e. În BAD? Da. Adică ăsta de aici, da? Da. Cât este? Hai să-l facem repede. Măsura lui A este egal cu 180. Nu, scrie așa, măsura unghiului BAD este egal cu 180 de grade minus 68 de grade minus 85 de grade. Minus 68 plus... Minus 68... Minus, în paranteză, 68 plus 85. Adică cele două adunate. Da. Și atunci măsura lui B, A, D va fi 27 de grade. Așa vine? 27? Da. 5 cu 8, 13. 7 și cu 8. Cât face? 15, nu? Da, 27. 27 de grade. Deci ăsta e 27 de grade. Și dacă ăsta e 27 de grade și... Dar B unghiul A, complet cu ce? Tot unghiul A cât va fi? Tot unghiul A va fi 27 plus 27. Adică? Adică va fi 54 de grade. Deci, măsura unghiului A măsura este de două ori. Este măsura, două ori măsura bladă. Bladă. Și egal cu de două ori? Și egal cu 54. 2 ori cât? 54. De 2 ori, da, 2 ori 27 și egal cu 54. Da, și acum ne înseamnă și măsura unghiului C. Păi, să vedem. Mai simplu. Măsura unghiului C va fi egală cu... Măsura unghiului C va fi egală cu 180 de grade minus... Celălalt de două adunate. Minus... minus... 68. Minus 60, dar 58 e B, mamă. 58 e A. Păi, în triunghiul ABC, e B, știu? Eu știu, trebuie să avem pe ce.
deci măsura unghiului C este egală cu 180 minus 54 minus 68. Sau minus, 100, minus da. 68 cu 54. Și atunci măsura unghiului C este egală cu 180 minus 54 minus 68. Și este egală cu 58. Cât face 58? Egal cu 58. Da? Da. 58. Egal. Problema următoare. Noua. Calculați măsurile unghiurilor ascuțite ale unui triunghi dreptunghic isoscel. Bun. Deci, măsurile unghiurilor ascuțite ale unui triunghi dreptunghic isoscel. Mai întâi facem un triunghi dreptunghic isoscel. Da, iată. Deci cele două sunt catetele. Astea sunt congruente. Unghiul din 90 de grade și astea două laturile sunt egale, da? A, B și C. Unghiul de congruent unghiul C. Sigur că da. Deci unghiul B e congruent cu unghiul C. O să avem că... Dar măsura lui B plus măsura lui C cât va fi? Unghiul B congruent cu unghiul C. Măsura lui B și măsura lui C fac 90 grade. Dacă ele sunt congruente, au aceeași măsură. Pentru că măsura lui B egal cu măsura lui C. Și atunci, în loc de C poți să spui B și înseamnă de două ori măsura lui B. Hai. Măsura lui B plus măsura lui C. De două ori măsura lui B și... 90 de grade, numai măsura lui B egal cu... Este egal cu 45 grade. Egal cu 45 grade. Deci, și egal cu măsura lui C, da? Măsura lui B egal cu măsura lui C și egal cu 45 grade. 10. Hai. Problema 10. Măsurile unghiurilor unui triunghi se exprimă prin trei numere naturale consecutive. Determinați măsurile unghiurilor triunghiului. Deci, măsurile unghiurilor... Măsurile unghiilor unui triunghi se exprimă prin trei numere naturale consecutive, adică A1 plus A2 plus A3 egal cu 180 grade. Atenție! Doar atât, măsura lui A plus, plus măsura lui B. Știu asta, da? Da. Plus măsura lui C egal cu 180 grade. Da, da, e ca și cum aș spune că A plus A plus 1 plus A plus 2 egal cu... Deci dacă, dacă măsura lui A o notăm cu un număr A mic, da. A mic grade. Da, măsura lui B egal cu A plus 1. Așa, da. Măsura lui B va fi următorul număr A plus 1. Și măsura lui C A plus 2. Egal cu A plus 2. Și atunci o să avem că 3A este egal cu 177 de grade și atunci A... 177? Așa bine? Da. Deci înlocuim pe A. Deci A mic plus, în loc de B, A plus 1, în loc de C, A plus 2, este egal cu 180 de grade. Da. Adică atunci A este egal cu 59, 3A este egal cu 177, de unde A este egal cu 177 de grade, de unde A mic va fi egal cu 59, da? Atunci măsura lui B va fi egală cu 60 grade. Deci în clipa asta înlocuim pe A mic și deci măsura lui A mare, unde A A este de 59 de grade. Măsura lui B mic este egal cu 5, este egal cu 60 de grade. Da. Și măsura lui C este egal cu 61 de grade. Da, cu 61 de grade. Așa înseamnă acolo. Da? Următoare. Da. 11. Determinați măsura celui de-a treia unghi a triunghiului ABC cunoscând. Măsura lui A este egală cu 42 de grade și 10 minute. Măsura lui A este egală cu 42 de grade și 10 minute și măsura lui B este egală cu 57 de grade și 50 de minute. Atunci măsura lui C
Da. Atunci măsura lui C va fi egală cu 180 grade, minus 42 de grade și 10 minute, minus 57 de grade și 50 de minute, adică măsura lui C va fi egală cu 180 de grade, minus 43 de grade, minus 57 de grade, adică va fi egală cu... ar fi egală cu 80 grade. Măsura lui C va fi egală cu 180 grade. 10 minute și cu 50 de fac un minut. Un grad. Fac un grad. Dar nu, și minute, nu, nu da. Am. Da, la 10 și cu 50 un grad. Un grad și fac 43. Și atunci o să fie 180 grade minus 100. Și 180. 80, nu? Da, 80. Rămân 80 de grad. Asta e A. A. După care B-ul. Măsura lui A este egal cu 1 pe 2 din măsura lui C. Măsura lui A și este egal cu 1 pe 2 din măsura lui C. C. Și egal cu 20 de grade și 20 de minute. Și de aici avem că măsura lui A este egală cu de 2. Nu, măsura lui A este egal cu măsura lui A. Trebuie să-l căutăm. Este egal cu măsura lui deci C ori 2. Ce știm în clipa asta? Măsura lui A o știm. Că măsura lui A este egală cu 20 de grade și 20 de minute. Da, deci măsura lui A egal cu 20 de grade și 20 de minute. Și mai știm că măsura lui C, lui C este egală cu măsura lui A ori 2. Adică de două ore astea, 40 de... Da. Și atunci măsura lui C va fi egală cu 40 de minute și 40... Nu, 40 grade și 40 minute. Și de atunci măsura lui B este egală cu 180 de grade minus 61 de grade și atunci măsura unghiului 61 de grade. Atunci măsura unghiului B. B este egală cu 119 grade. 119 grade. Problema 12. Dar mai avem și ceva. Mai este și ceva, poftim. Măsura unghiului B este egală cu 37 de grade, 41 minute și 18 secunde. Și măsura lui C este egală cu 68 de grade, 32 de minute și 42 de secunde. Atunci măsura lui A va fi egală cu 180 de grade minus 37 plus 68 de grade, adică minus 105 grade, minus 18... Nu. 41 cu 32. Deci 183 de grade, 73 de minute și 18 cu 42 plus 60 de secunde. Deci, o să avem cât că... face? Hai să adunăm secunde. Păi o să avem că măsura lui A este egală cu... M-a adunat secundele? 18 cu 4? O să avem măsura... O să fie 181 de grade minus 13 cum minute. Cum 181 de grade? Nu, minus 14 minute. Adică mi-e dat că o să fie 181 de grade minus 14 minute. Din 181 de grade? Din 180 grade, minus 73 de minute. Păi, minus 73 de minute? Da, adică de la 41 plus 32. 41 plus 32, dar sunt minute. Păi da, și am adunat minutele, secundele și... Păi da, adunăm întâi așa secundele între ele. Da, care o să fie 60, o să fie, deci, 73 în loc de 72. Nu, deci o să avem... 18 și 42 mai este facem. 60. Îmi face un minut, da. Un minut. Am 30, 42 de minute. Da, 32. 74. 74 înseamnă... Plus 1, 75.
De unde plus sume? L-am adunat? De la minute. Ah, am adunat, adunat că am zis 42. Deci, 74 de minute. 74, da? Da. Dar 74 înseamnă un grad. Și 14? 14? Da. Da. Deci 181 de grade. De unde 181 fac? 180 minus. Acum adunăm alea. Aia era adunat cu astea primele. 37 și 1, 38. Da. 38. Și 14 avem, da? 38. Da. Da, 38 și cu 68, 8 și 6, 106 și 14 minute. 106. Și acum scădem din 180. Corect. Din 180 scădem pe 16 și 14 minute. Și când scădem și 14 minute, zicem aici 179. Și 60 de minute, da. Am luat un grad și am transformat în 60 de minute. Da, și să și acum scădem. 4 din 10, 6. 4. 1 din 5, 4. 46 de minute. 70. O să avem 73 de grade și 46 minute. 6 din 9, 3. Și 7, da? 73 de grade și 46 de minute. Deci este egal cu 73 de grade și 46 minute. Bine. 12. În triunghi are măsura unui unghi de 84 de grade. Este unghiul ABC, are măsura lui A. Deci măsura lui A. Este egal cu 84 de grade. Egal cu 84 de grade. Și măsura unui unghi exterior, cum ar fi ABD, da, care vrem noi. Deci nu îi spune care, nu? Nu? Cum ar fi ABD, unghiul ABD are măsura de... Are dar poate să fie ABD, AB, da, da, cu vârful B. Da. Da. Nu se poate cu vârful A, da, exterior. Că unghiul exterior, dacă ăsta din anii 84, ăla e de exterior, cât ai zis că este? Da, de exterior este 135. 100? Deci e clar, 100? Da, 135. 35. Nu poate să fie în vârful ăla. Deci în B și poate cuvinte de să nu și noi. A, B, 135. A, B, D. Deci A, O, știu ăsta, 84. Ăsta știu cât este, 135. 35, da, e bun. Și aflați care? Celelalte două. A, B, C, domnul. A, B, C, da. Celelalte două, zice unul. Da. Asta vreau practic. Cât este asta? Repede. Nu trebuie să-l faci, mami, repede. Păi, B-ul e 135 de grade. Eu nu am făcut de ca să nu A e 84. A, păi de aici înseamnă că avem 180 de grade minus 135 care face, care face 45 de grade. De grade o să fie B-ul. Da. Da. 45 de grade B-ul. Și acum o să avem că 180 de grade minus 84 plus 45. Da. 180 de grade minus 84 plus 45. 141 de grade. 141. 141 scăderea asta? Nu știu. Păi hai băi, scade deci, încă. Deci 180 de grade minus 120 minus 129. 9. Și egal cu 51. 51, da? Da. 51 de grade. Altă problemă. 13. 13. Determinați măsura unui unghi obtus format de două bisectoare ale unui triunghi echilateral. Am mai zis dată. Iau încă o dată. De ce? Determinați măsura unui unghi obtus. Unghi obtus va avea 90 de grade. Da. Format de două bisectoare ale unui triunghi echilateral. Determinați măsura unghiului obtus a unui
Unghi. A unui triunghi. Deci, determinați măsura unui unghi obtus format de două bisectoare ale unui triunghi echilateral. Laturile sunt bisectoarele unui triunghi echilateral. Așa înțeleg eu, nu? Da. Laturile... De exemplu, putem unghiul să obtus. Da. Unghiul obtus, da? Deci... Putem să facem laturile fixe. Să facem așa. Un triunghi echilateral. Da? Și ducem bisectoarele. Așa înțeleg problema? Unghi obtus dintre ele, corect? Așa putem văd, da? Format din bisectoarele, corect? Da. Da? Da. Deci A, B, C. Și am dus bisectoarea asta, bisectoarea asta, așa trebuie să vrem unghiul ăsta. Notăm cu punctul de intersecție a bisectoarelor cu I. Și haideți să vedem testul unghiului. Păi o să vedem că unghiul obtus unde e? Ăsta, aici, ăla mare. Ăsta aici, dintre bisectoare, format și bisectoare. Mm. Că este și un unghi ăsta de aici, dar e ascuțit, da? E mai mic decât, nu e un unghi obtus. Ăsta e un unghi obtus care ne se cere. O să avem că măsura... Deci... Știm că BA cu B... Ce fel de triunghi este? Echilateral. Adică cât, ce știm despre fiecare măsură? Fiecare latură... Ce știm de măsurile unghiilor? Unghiile sunt aceeași. Adică măsura lor e aceeași. Cât este? 180 grade. La tot triunghiul, de la fiecare unghi? La fiecare unghi e 60 grade. Păi dacă ăsta e de 60, ăsta e bisectoarea. Ăsta e de 30, ăsta e de 30. Ăsta e de 30, unghiul împarte 30. Ăsta e de 30, nu? Ăsta e B, I, C, îi... B-I-C, I-ul este de, dacă zice că este obtus? Păi nu contează, ai un 30, 120 de grade. Păi așa repede facem, 120 grade, asta mi s-a cerut. Da. Unghiul ăsta. Deci aici a fost important să știi că într-un triunghi echilateral toate unghiurile sunt în aceeași măsură de 60 de grade. Bisectoarea împarte unghiul în 20, 60, 30. 30, ți-a rămas acela... până la 180, ce frumos se leagă, profesor, când știm teoria. Păi asta, eu am făcut proba de data asta, am avut răbdare și inspirația, să vă spun, începem cu începutul, cu teoria. Acea grabă de a te duce repede să faci tema pentru a doua zi, cu problemele, e lipsă de sens, nu are niciun rost. Vezi ce frumos merge? Și repede. Și repede. E mai bine, singură. Și cu anca. Ia să vedem altă. 14. Ce mai tare, mamă? Calculați măsurile unghiului. Deschide gura mai, mai mare și nu vorbi din vârful limbii, cum se spune. Adică deschide gura și așa, să se înțeleagă către oricine. Și ce e de acasă? Okay. Calculați măsurile unghiurilor unui triunghi, știind că sunt direct proporționate cu numerele 1, 3 și 5. Direct proporționale? Da. 1, 3 și 5. Da. Deci... Hai să vedem. Măsura lui A. Virgul. Măsura lui B. Și măsura lui C. Sunt direct proporționale, dar nu dacă sunt directă și inversă proporționalitate. E o problemă strecurată aici, nejustificată. Hai să o facem noi, da? Sunt direct proporționale cu numerele 1, 3 și 5. 1, 3 și 5. Adică, raportul care este între 1, 3 și 5 este și între unghiuri. Cu alte cuvinte, măsura lui A supra 1 egal cu măsura lui B supra 3 și egal cu măsura lui C supra 5. Asta ar vrea să spun autorul. Ai înțeles? Deci între unghiurile acestea și numele 1, 3, 5 există aceeași legătură și se realizează deci proporționalitatea. Da, și o să vedem că 15... Pe de altă parte știm că măsura lui A... 15 ori măsura lui A va fi egal cu 5 de 5 ori măsura lui B. Da. Și va fi egal cu
De 3 ori măsura lui C. Bine, dar hai să ne amintim încă asta, cu măsura lui A plus măsura lui B. Și măsura lui A plus măsura lui B plus măsura lui C este egal cu 180 de grade. Corect. Egal cu 180 de grade. Da, și noi știm... Ei, dacă notăm valoarea raportului ăsta cu un K, ca să ne vină mai ușor, da. Atunci, luăm pe rând, măsura lui A egală cu cât? Măsura cu 1 ori K. Da. Nu, măsura lua supra 1, să scrie mai exact așa, egală cu K. De unde rezultă că măsura lui A egală cu K ori 1 K. Când iau cealaltă, măsura lui B supra 3 egală cu K, valoarea raportului, de unde rezultă că măsura lui B egală cu 3K. Măsura lui C egal cu 3K. Măsura lui C pe 5 egal tot cu K, nu? Da, măsura lui B egal cu 5K. Nu, măsura lui C egal cu 5K. Da, Andreea. Gata, trebuie pe cineva. Bine. Interesant asta. Asta. Și grea. Nu e grea, doar interesant. Este de direct proporțional, că n-ai auzit până acum. Da, da, de aceea profesorul, când ar fi dat tema, n-ar fi dat pe asta. Pe asta nu i-ar fi dat, da. Da, pentru că... De siguranță nici nu s-a dat, nu? Ia așa, să vedem chiar cheia. Asta de aici. Și avem că măsura lui C este egal cu 5K. Și de aici măsura lui... Este egal cu 5K. Egal cu 5K. Și de aici 9K vor fi egal cu 180 de grade. De ce 9K? Păi da. 5K. În loc de a zicem K, da. Plus 3K, se bază tot omul, plus 5K, egal cu 180 de grade, da? Și atunci K este egal cu 20 de grade. Și atunci vine 9K egal cu 180 de grade. Și vine K, se va fi egal cu 20 de grade. Cu 20, nu grade, 20. 20. De unde să avem că măsura lui A este egal cu 20 de grade. Da. Da. Măsura lui B o să fie egală cu 20 ori 3, adică cu 60. Da. Și măsura lui C va fi egală cu 20 ori 5, adică cu 100 de grade. 100? De grade. 100 de grade. Asta am aflat unghiul de A, B și C. Da? Știm unghiul de A, B și C. Ce problemă mai? 15. Unde am ajuns acum tema aici. Pentru acasă? Am terminat tot din mult. Da? S-a făcut din mult. Ce vreau să spun? Ne putem opri aici acum. Vreau să spun că acasă, neapărat pentru ca lucrurile acestea care le-am făcut să se sedimenteze, continuăm. Iată că îți dau și tema pentru mâine. Da? Mâine nu mai ai să termină orele. Și până vin la întâlnirea cu proful online... Mâine nu învață, domnul prof. Nu învață? Și mai tare. Simularea la 12. Am înțeles. Dar am înțeles. Învață. Și atunci, nici ai timp... Nu învățăm. Da. De ce? Da, mi s-a spus că cei care nu învață se recupereze după. Da, ei nu recuperează. Da, nici noi nu recuperăm, dacă ar fi așa. Și... Da? Atunci, facem toate, spun o treizeaptea. La discuția pe care o purtăm mâine... Aici. Am ajuns până la unde am început ultima, am făcut-o și pe 14, da? Pe 14, da? Facem toate problemele până la 30. 15 probleme. Deci până la 30 și la discuția care o purtăm va fi așa. N-am înțeles aici, n-am știut la asta. Corect? Nu să nu fie numai ta. Stăm la un loc în bancă și așteptăm profonați să le facă. Da, a înțeles și a lucrat. Da, păi tocmai așa ușor înțelegem și înțelegem cum să învățăm. Deci eu astăzi am făcut un lucru mai deosebit decât am făcut altă dată. Decât să mă apuc eu, am îmbrăcat haina ta, Miruna, a elevului, care are tema de făcut. Și cum trebuie să o facă? Cum trebuie să apuce să lucreze? Să-și facă toată partea teoretică,
După care, în ordine, problemele cum sunt puse acolo, încearcă să le... Și la anumite chestiuni, dar putea ca autorul să fie... Să recunoască și cum a fost problema asta cu directă proporționalitate și cum ai știut-o, pe cea, înțeleg, să o discutăm. Dar ce se poate face, trebuie făcut de tine. Da? Deci nu mai accept să vii, data vii, mâine, cu tema nefăcută. Ca să... Gata, mă duc la pregătire cu prof online și aștept el să îi facă și eu să copie. Nu. Muncim, ne trecem la altă etapă. Corect. Da? Tot 5 jumate, domnul profesor. Tot 5 jumate, da. La revedere, clasa 6.